Bună seara și bine v-am regăsit la știrile serii la Orhei TV. Sunt Irina Staver și în cele ce urmează vă invit să vedem împreună principalele subiecte de până la această oră. Anul 2018 prin prisma camerelor de luat vederi. Despre cele mai importante evenimente din anul ce s-a scurs aflăm din reportajele corespondenților noștri. Noi am demonstrat că putem îmbunătăți viața cetățenilor, a declarat Ilan Șor în cadrul emisiunii Ora Primarului de la Orhei TV. Mai multe detalii aflați imediat. Ce schimbări se vor produce în Orhei în cazul în care actualul primar va accede în Parlament? Surprize și un mega concert de Revelion pentru toți care vor întâlni noul an la Orhei Land. Peste 52.000 de tineri care au împlinit sau vor împlini vârsta de 18 ani în ziua alegerilor parlamentare vor primi scrisori de la Comisia Electorală Centrală. Acestea vor conține o carte poștală cu un mesaj de încurajare și îndemn de a participa la alegerile din 24 februarie 2019. Scrisorile din partea Comisiei Electorale Centrale vor conține o carte poștală cu un mesaj de încurajare și îndemnare de a participa la alegerile care vor urma. În scrisoare se menționează: odată ce ai împlinit sau urmează să împlinești 18 ani, înseamnă nu numai că devii independent, ci și că îți poți asuma decizii care vor contribui la dezvoltarea lucrurilor în țara ta. Nu trebuie de uitat că înainte de a vota trebuie să te informezi despre concurenții electorali și procesele electorale. Dacă vei fi informat, vei fi un cetățean puternic. Fii un exemplu demn de urmat pentru generația ta. Votul tău contează. Această activitate a fost organizată în cadrul proiectului Consolidarea Democrației prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin programul MATRA. Anul politic 2018 a fost unul destul de complicat pentru țara noastră. Atât guvernarea, cât și opoziția au început să pregătească din timp de alegerile parlamentare de anul viitor. Republica Moldova a fost măcinată tot anul de conflicte politice, proteste, demite și reforme pline de rezonanță. În subiectul ce urmează, echipa noastră va prezenta o retrospectivă a principalelor evenimente politice din țara noastră, care au avut loc în 2018, iar părerile au fost luate de la cei pentru încrederea cărora s-au dus aceste lupte politice. Oamenii spun că anul 2018 le-a rămas în memorie în mod special prin pregătirea pentru campania electorală. Ei zic că activitatea guvernării se intensifică odată cu apropierea alegerilor parlamentare. Tot atunci, în preajma alegerilor, se inițiază și nenumărate proiecte. Anul ăsta, 2018, a fost un an foarte greu. Și mi se pare că anul viitor a sfing mai greu. De ce să puteți așa? Pentru că prețurile la piață, în magazine, cresc din zi în zi. Dar salariile și pensiile se scelea. Вот мне 70 лет. И я видел в жизни очень много и Eu am 70 de ani. Am văzut multe în viața mea și cred că pot analiza singur. Acum însă acest carusel al alegerilor se învârte atât de repede că e foarte greu să înțelegi ce se face din inimă și ce se face doar de dragul puterii. Nu, ei vor și vor, așa ea fac. Asta e politica. Nu, e o politică scată de oameni. O luat și o mărit salariul acolo. Dintre a cui spinar? Dintre noastră mărit. Eu înțeleg, dacă mă ta dai un ban din buzunarul mă tale, mărești, eu sunt de acord. Dar când tu din banii noștri mărești salariul, hai domnule, că nu suntem chiar așa. Știm și noi, am lucrat și noi 50 de ani, 55 de ani staj de lucru, așa că am văzut. Nu, nimic nu văd bun întregi. Начинаешь что-то делать. То, что можно, надо было сделать там 4 или 8 лет тому назад, они вот... Au început măcar ceva să facă, ceea ce trebuia să facă cu vreo 8 ani în urmă. În ultima jumătate de an au început repede să-și îndeplinească promisiunile care le-au făcut atunci. Asta trebuia de atunci de făcut. В самом начале, да. Надо было это немножко раньше делать. Cum s-o cătiți dumneavoastră? O rămas încredere în alegeri în popor, în deoște? Eu nu știu dacă mai este încredere, dar noi ne facem datorie. Ne facem datorie, că așa ne-au învățat părinții, bunei, că ce să vă faceți datorie față de patrie? Cândva era la noi așa un prezentabil,
muncit pe patria, va răsplăti. Ia că am muncit 45 de ani și acum am 84 și nu mai răsplătești cu nimic. Nimic. Nu s-a schimbat nimic. Totul a fost trist. Poate dintr-o parte e și mai bine că a fost așa. Președintele ne-a dezamăgit. Iată, asta ar fi ceva deosebit. De ce? Am avut așteptări mai mari, dar rezultatele n-am văzut. Și putem noi spune? Noi așteptăm schimbări, dar Domnul știe și azi și... Așa a fost văzut anul politic 2018 de către oamenii simpli. Iar dacă e să vorbim despre prognozele pentru anul viitor, majoritatea oamenilor nu cred că după alegerile parlamentare în Republica Moldova vor fi schimbări esențiale. Totuși, oamenii simpli nu-și pierd speranța într-un viitor mai bun la ei acasă. Decizia partidului politic Șor de a participa la alegerile parlamentare a fost influențată în mare parte de oameni de rând, susținători ai formațiunii politice. Inspirați de succesele lui Ilan Șor în municipiul Orhei, oamenii au toată încrederea că acest politician poate obține aceleași rezultate și în întreaga țară, dacă va câștiga alegerile. Declarația a fost făcută de Ilan Șor în cadrul emisiunii Ora Primarului de la Orhei TV. Cine se regăsește pe lista candidaților din partea partidului Șor, cu ce program electoral vor merge în alegeri și de ce sunt atât de crezuți în victorie. Despre aceste lucruri, dar și alte afirmații făcute de Ilan Șor, urmăriți în continuare. Partidul politic Șor este una dintre cele mai tinere formațiuni politice din Moldova și în același timp una dintre cele mai numeroase. Numărul membrilor săi depășește 50.000 de persoane și crește în fiecare zi. Popularitatea ideilor partidului Șor a fost confirmată și în ziua depunerii cererilor de înregistrare a candidaților la viitoarele alegeri parlamentare. Ei au venit însoțiți de sute de suporteri. Decizia de a participa la cursa electorală a fost nu doar a mea și a membrilor echipei, dar și a oamenilor simpli. De aceea am hotărât să mergem împreună cu oamenii care au dorit să candidăm. Este un lucru corect, este un eveniment comun. Ilan Șor spune că numărul mare de susținători se datorează faptului că, spre deosebire de alte organizații politice din țară, partidul pe care îl conduce și-a dovedit forța și viabilitatea. Formațiunea politică oferă metode reale de a rezolva problemele oamenilor, lucru bazat pe fapte concrete, iar echipa sa este formată din oameni responsabili din diferite sfere sociale. Acum 8 luni, Partidul Șor a promovat funcția de reprezentant împuternicit. Reprezentantul împuternicit al partidului în regiune este persoana care, de dimineață până seara, comunică cu cetățenii. Reprezentanții noștri au identificat toate problemele din toate regiunile. Între timp, Oficiul Central a monitorizat executarea unui plan concret de rezolvare a problemelor pentru țara întreagă. Eu mă întâlnesc cu oamenii simpli, cunosc problemele lor, îi ascult, pun întrebări, primesc răspunsuri, răspund și eu la rândul meu. În plus, spre deosebire de alte organizații politice, Partidul Șor nu cunoaște doar problemele, ci și calea lor de rezolvare. Un exemplu relevant în acest sens este cel al municipiului Orhei, inclusiv comuna Jora de Mijloc. Lumea ne sună, ne transmit scrisori și mie și colegilor prin care își exprimă dorința de a face aceleași schimbări similare pe care le-am făcut în Jora de Mijloc și în Orhei, în toată țara. Partidul politic a implementat deja o mare varietate de proiecte economice și sociale eficiente în Orhei. A rezolvat problema corupției și a majorat bugetul de mai mult de 3 ori. Modernizarea grădinițelor și a șantierelor, repararea drumurilor, crearea unui sistem modern de iluminare, servicii de transport public în comun, oferirea de sprijin material pentru pensionari, ajutor pentru creșterea copiilor, achiziționarea de locuințe și multe altele. Toate aceste proiecte pot fi implementate cu același succes în întreaga țară, de siguranță Ilan Șor. Вот всё, что вы сегодня видите в Оргееве, и то, чем мы занимались 3,5 года. Это очень понятно. Iată ce vedeți la ziua de azi în Orhei este ceea ce am realizat în 3 ani și jumătate. Este foarte clar. Acesta este și planul nostru de dezvoltare a fiecărei regiuni în parte. Prioritar este, desigur, revigorarea economică imediată, saturarea bugetului. Am promis că în 2 sau 3 luni voi fi capabil să măresc bugetul, fapt pe care l-am și făcut. Al doilea pas important este majorarea pensiilor, a salariilor pentru cadrele didactice și medici, în general pentru toți bugetarii. Este un ajutor pentru cei care au nevoie, pentru a permite oamenilor să obțină banii în mâinile lor pentru a putea începe să trăiască. Și în al treilea rând, este vorba de o revigorare imediată a infrastructurii. Vom adopta o lege prin care, după modelul de la Orhei, vom dezvolta fiecare oraș și fiecare sat.
Аргееве мы примем закон, в рамках которого будет точно так же развиваться каждый город и каждое село. Această încredere pe care o are Ilan Șor vine și din partea echipei sale, care ocupă un loc aparte în activitatea sa. Nu am făcut această listă după principiul cât de cunoscuți sunt membrii echipei. E o listă cu oameni simpli, cu diferite profesii, din diferite regiuni. Important e că sunt oameni care vor să câștige alegerile și să lucreze, și iar să lucreze. Am nevoie de o echipă cu care să pot face real schimbări rapide. În acest context, Ilan Șor este convins că partidul pe care îl conduce nu are astăzi concurenți reale în Republica Moldova. Dar pentru cine să-și dea votul, va decide alegătorul. Pentru cei care de la alegeri la alegeri tot promit sau pentru cei care, prin fapte reale, au demonstrat de ce sunt capabili. După ce și-a depus candidatura la alegerile parlamentare din 24 februarie, primarul municipiului Orhei, Ilan Șor, le promite orheienilor că va rămâne de facto primarul localității, până va reuși să realizeze toate promisiunile pe care le-a făcut. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Ora Primarului de la Orhei TV. Ilan Șor declară cu fermitate că partidul politic la cârma căruia se află este formațiunea care și are rădăcinile la Orhei. Orheiul este baștina acestui partid, de altfel întreg municipiul. Vreau ca fiecare locuitor de aici să știe că, indiferent de postul pe care îl voi ocupa sau unde voi fi eu, de facto voi fi primarul localității și voi continua tot ceea ce am început. Mă voi afla aici, voi lucra aici, voi ajuta și susține programul pe care l-am demarat. Voi răspunde în fața locuitorilor așa cum am făcut până acum. În acest context, primarul municipiului Orhei garantează cetățenilor că în cazul în care va accede în Parlament, nu se va schimba nimic în defavoarea lor, ba din contra. Se va schimba doar un lucru, că eu voi putea și voi avea împuternicirea să le îmbunătățesc viața în ansamblu, să le majorez pensiile sau alte beneficii pe care nu le pot face acum din postura de primar. Ilan Șor reiterează că parlamentarele nu vor afecta sub nicio formă dezvoltarea de mai departe a municipiului Orhei, întrucât obligațiunile sale vor fi preluate de un interimar, persoană responsabilă și de încredere, care împreună cu întreaga sa echipă va merge pe traiectoria actualului primar. Sărbătoare mult așteptată de locuitorii din Orhei de toate vârstele, weekendul trecut, primarul municipiului Ilan Șor a inaugurat primul exemplu al unui nou tip de grădiniță. Oamenii au rămas plăcut surprinși de inovație. Sună în toată țara că la Orhei cu adevărat grădinița Ghiocea s-a renovat. Pentru noi el a muncit multe lucruri, am făptuit. Mulțumim de ajutor, să fiți sănătoși și cu mult spor! Mulțumim! Eveniment așteptat de zeci de familii din municipiul Orhei. După spusele părinților, copiii au așteptat cu nerăbdare momentul când se vor putea reîntoarce la grădinița lor dragă. După excursia în grădinița renovată, lumea a spus că rezultatul a fost peste așteptări. Sigur că dorește. Da, noi am frecventat pe acest parcurs cât grădinița a fost în reparație, am frecventat altă grădiniță și deseori mi-amintea grădinița este în reparație, cât timp o să mai dureze, este dor de colegi, de educator. Și, desigur, ca părinți, suntem deschiși pentru o schimbare pentru copilul nostru. Foarte, după câteva zile, mama, dăm la grădiniță, hai la grădiniță. Am văzut desene noi, culoarea grădiniței, am văzut s-a schimbat, am văzut că au adus lucruri noi. Mi-a plăcut cum au amenajat-o. Potrivit primarului municipiului Orhei, în pofida tuturor dificultăților întâmpinate, grădinița a fost renovată la timp. Ilan Șor a menționat că renovarea instituțiilor preșcolare ale municipiului nu se termină aici. Promit că timp de 2 ani vor fi renovate toate grădinițele municipiului nostru drag. Dragi prieteni, la grădiniță își au loc toate începuturile. Grădinițelor ar trebui să le acordăm cea mai mare grijă, pentru că aici ne cresc copiii. Priviți cât de frumoși sunt. Vreau să-i aplaudăm. Eu cred și sper că împreună vom crea cele mai confortabile grădinițe. Nu cele mai bune din țară, nu cele mai bune din Europa, ci din lume. Pentru că spre asta mergem, spre asta tindem. Noi nu ne oprim aici. Le vom mai moderniza. În fiecare zi vom face lucruri noi, astfel încât grădinițele de la noi să fie cele mai bune.
Directoarea grădiniței Ghiocel a afirmat că fiecare grup a fost dotată cu tot necesarul, mobilă nouă, covoare, jucării și material didactic în funcție de vârsta copiilor. La fel a fost modernizată bucătăria, iar locurile de joacă au prins culoare odată cu instalarea topoganelor și a scringiobelor. În proiect mai este și un complex sportiv. La noi toți copiii vin, frecventează gratis, adică nu este nicio taxă, nu este nimic, datorită domnului primar care a venit și a amenajat instituția în genere, mai departe, nu o să fie, adică dacă ea este dotată cu dotație, deja noi nu mai avem ajutorul părinților, permanent noi apelam la dumnealor, hai vă rog să facem ceea, hai vă rog să facem ceea, dar datorită domnului primar Elanșor, noi avem acum situație și părinții sunt bucuroși și chiar și copiii sunt foarte veseli. Amintim că la mijlocul lunii septembrie, primarul municipiului Orhei, Ilanșor, a prezentat un plan de modernizare capitală a tuturor grădinițelor din oraș. Totodată, în grădinițele din Orhei este implementat sistemul de catering, care a dus la îmbunătățirea în mod semnificativ a calității meselor zilnice pentru copiii din grădinițe. Astăzi, micuții se bucură de mâncare de restaurant, fiind preparată în cel mai modern combinat de producere, în condiții care corespund celor mai înalte standarde de calitate și siguranță alimentelor. Menționăm că în municipiul Orhei activează 7 grădinițe. Sfârșitul anului reprezintă un moment oportun pentru a face un bilanț în ce condiții locuiesc oamenii, care sunt salariile lor, ce își pot permite și ce nu. Toate aceste aspecte depind, bineînțeles, de nivelul de dezvoltare economică. Ministerele de profil și-au prezentat deja rapoartele anuale, dar cum a fost anul 2018 pentru angajatori și angajați, a aflat colegul nostru Stepan Bugaiov. Recolta nerevendicată a lăsat pentru mulți dintre noi cele mai vii impresii și a stârnit emoții dintre cele mai diverse în acest an. Problemele legate de vânzări au șters rezultatele frumoase obținute de agronomi grație multor ani de muncă. Recolta este bună, de venituri nici vorbă. Așa au spus podgorenii, vinificatorii, grădinarii și procesatorii de fructe. Nu avem unde să realizăm, fabrici nu eu. Mai evidem un an, cred că dacă mai tot așa continuă, simt nevoie să scoatem livada. Măcar jumătate, deoarece nu avem ce face cu atâtea fructe. Lecțiile din acest an au determinat dezvoltarea unui șir de programe guvernamentale, unul dintre care îl reprezintă creșterea animalelor, cum menționează secretarul de stat al Ministerului Agriculturii. Este vorba despre alocarea aproximativ 20 de milioane de dolari pentru un proiect de 6 ani, menit să mărească numărul bovinelor din Moldova, de la actualul de 140 de mii la 500 de mii, adică de 3 ori. Nu este oare o rușine pentru o țară care poate produce să exporte valută pentru a importa ulterior produse alimentare? Chiar și vorbind de lapte, suntem doar în proporție de 60% asigurați, dar calitatea laptelui este o rușine. Dar trebuie să admitem că 80, aproape 90% din efectivele de animale sunt în sectorul privat. Profiturile nu permit antreprenorilor privați să atingă nivelul rentabilității, nu pot fi comparate cu fermele mari, a spus secretarul de stat. De asemenea, și agricultorii au vorbit despre această problemă. Multe dintre ele au volume prea mici. Nu există condiții pentru stocarea și vânzările centralizate. În consecință, au loc pierderi, iar producția va fi cumpărată în mod centralizat și va ajunge pe mai multe piețe de desfacere. Anul acesta s-a propus rezolvarea multor probleme pentru cei mai mici producători. Astfel, în Orhei a fost reabilitat primul colhoz din Moldova, care se dotează cu 10 de unități de tehnică, combustibil, semințe și specialiști calificați în prelucrarea terenurilor. Iar producția va fi cumpărată în mod centralizat și va ajunge pe mai multe piețe de desfacere. Acest proiect este conceput pentru a readuce viața care a fost odată în satul moldovenesc. Pentru a readuce acea viață, oamenii trebuie să fie asigurați cu locuri de muncă, iar pentru a oferi locuri de muncă, trebuie să inventăm o piață. Pentru aceasta trebuie implementat conceptul pe care l-am propus, adică noi propunem reabilitarea colhozurilor, acestea însă vor fi colhozuri moderne. Și dacă trecem de la agricultură la industrie, vedem că zonele economice libere au devenit o sursă de știri pozitive majore ale anului. Acestea au asigurat creșterea investițiilor, a producției și, în general, a unor indicatori pozitivi în economie. De exemplu, această fabrică din Orhei livrează cabluri pentru Volkswagen și tot necesarul pentru modelul T6.
Cifra de afaceri de 25 de milioane de euro pe an s-a dovedit a fi cu 30% mai mare decât era planificat. În prezent, aici lucrează peste 2500 de oameni. Pentru anul viitor este planificată deschiderea încă 700-800 de locuri de muncă. În zonele economice libere, impozitarea este preferențială. Datorită acestui lucru, Moldova a reușit să atragă investiții de 400 de milioane de dolari. Dacă se investește mai mult de 5 milioane de euro, atunci, timp de 5 ani, nu se plătesc impozit pe venit, după 5 ani se plătesc doar 6% din 12%. Ele par la prima vedere interesante, dar acest tip de producție arată că oricum aceleași impozite sunt plătite în bugetul statului. Dacă nu ar exista privilegiile, oricum nu s-ar schimba cu mult situația. Deci este mai important din punctul de vedere a existenței VAMEI, oficiului VAMAL, și a faptului că noi putem deci, să ne organizăm mai bine producția și să livrăm la timp clientului. Asta este avantajul cel mai important. Producția de cablu nu este cea mai importantă direcție. Multe operațiuni nu necesită lucrători cu înaltă calificare. Nu există materie primă autohtonă. Pe de altă parte, doar această fabrică, pe durata anului, în afara locurilor de muncă, a adus statului impozite în valoare de 82 de milioane de lei. O situație similară a avut loc într-o altă industrie foarte promițătoare, tehnologia informațională. În acest an a fost creat primul parc IT din Moldova. Acesta reunește deja 300 de companii care execută comenzile unor firme mari, în special din America și Uniunea Europeană. Profesioniștii din domeniul IT sunt extrem de greu de atras în domeniul juridic. Totuși, acest lucru a fost posibil de asemenea datorită scutirilor fiscale. În loc de 13%, cota de impozitare a fost de numai 7%. Ca urmare, în industrie IT, salariul oficial a crescut cu aproximativ 15% în acest an, atingând cifra de 24.000 de lei. Astfel, domeniul IT este cel mai profitabil din Moldova, iar perspectivele de dezvoltare sunt și mai promițătoare. De fapt, noi vindem acum nu un produs, ci forță de muncă. Dacă vom lucra așa cum o facem în prezent, la comandă, atunci profitul nu va fi prea mare. Dar dacă se creează propriul produs, procentul profitului poate crește până la mii sau chiar zeci de mii de procente. Este foarte convenabil. Domeniul IT nu este orientat doar către export. De exemplu, compania lui Veceslav a îmbinat tehnologia blockchain cu industria vinicolă. Cunev explică: în sectorul produselor premium, cea mai importantă problemă este falsificarea. Spre exemplu, 20% din vinurile scumpe sunt contrafăcute. Cu ajutorul noilor tehnologii IT, poate fi garantată autenticitatea fiecărei sticle. În consecință, vinificatorii moldoveni își au garantate vânzările, chiar înainte de producerea vinului, ceea ce este un avantaj competitiv extraordinar. Acest proiect este susținut din fonduri europene. Astfel, Moldova are toate șansele să devină prima țară în care tehnologiile IT vor contribui la sporirea vânzărilor de producție vinicolă. Fundația Miron Shore continuă să aducă zâmbete pe chipurile oamenilor, fericire și pentru copiii care vor întâmpina sărbătorile de iarnă în secția de pediatrie a Spitalului Raional din Orhei. Moș Crăciun a ajuns la ei datorită echipei fundației. Micuții cu probleme de sănătate au avut parte de cadouri surpriză. Multe zâmbete, bucurie și copii fericiți. Moș Crăciun a ascultat încântat poezii, cântece și nu a ezitat să scoată din sac daruri pentru fiecare copil. Un cadou pentru tine. Așa. Un sac, o plinecată, am de ține. Bună seara, bună seara, am ieșit cu sănioară și cu dar proaspete, suntem bucuroși de oaspete. Dacă am venit din strămoți, strămoți, încărcat cu bucurii, te-am pornit la drum cu zorii să vă spun în noaptea asta să născom Mântuitorul. Eu sunt un bun micuț de neapin de mea în palma ta. Micuța mea, ochișuri, abajuri, trânsucușuri, pisicotante în cucușor, cucușor palat, cucușor de. Părinții au rămas surprinși de această surpriză și au adus mulțumiri Fundației de Binefacere Miron Shore. Suntem foarte mulțumiți, nu ne-am așteptat. Foarte mulțumit, de așteptat n-am așteptat, că o să fie chiar cadouri pentru copilași. Și le bucurați cu cadouri, ca și cu mășcăciu. Mulțumim frumos pentru tot. Nu ne-am așteptat, dar suntem foarte, foarte mulțumiți pentru acest cadou. În special pentru copii, asta e minune.
Nu ne-am așteptat ca să întâlnim azi cu moșul la spital, dar mulțumim de cadou care ne s-a dat. Membrii Fundației de Binefacere Mironșor au venit cu această surpriză pentru a felicita copiii cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și pentru a aduce fericire și multe zâmbete pe față. Pentru noi, echipa Fundației Mironșor este o bucurie enormă. Să știm că putem contribui la aducerea zâmbetelor pe fețele și în sufletele copiilor, de aceea am venit cu inițiativa de a vizita copiii din secția pediatrie a Spitalului Raional Orhei, unde vom aduce mici cadouri. Am venit să-i felicităm pe copilașii cu ocazia sărbătorilor de iarnă care vin. Am adus cadouri, am venit cu Moș Crăciun, am venit cu bună dispoziție. În continuare o să facem tot posibilul pentru dezvoltarea orașului Orhei, pentru dezvoltarea raionului Orhei, așa ca copiii noștri să crească în condiții potrivite. Scopul a fost atins, zâmbetele nu s-au stins de pe fețele copiilor, iar părinții, plini de recunoștință, privesc cu încredere în viitor. La Orheiland, nicio seară nu trece fără cântece și voie bună. Ieri, cel mai frumos târg de Crăciun a fost vizitat de oameni în toate colțurile țării. Buna dispoziție a fost menținută de Mariana Șura, iar azi, de Revelion, vom avea parte de un mega concert susținut de formația 3 Sud-Est, Verca Serduciuca și artiștii estradei naționale. Cei care au fost aseară la Orheiland au rămas plăcut surprinși de cele văzute. Oamenii spun că nu au mai văzut asemenea frumusețe la noi în Moldova. Atmosfera e nemaipomenită, e atât de frumos, venim din Chișinău și e foarte frumos, atâta distracție, atâta frumusețe aici, nici în Chișinău nu e. Ne-am plimbat un pic, am văzut ce mai este bun pe aici, ce e de frumos și concertul a început tocmai foarte bine la moment, deci și cu izvarul, care cu ceai, care cu izvarul, ne simțim foarte bine, mersi! Atmosfera este foarte frumoasă, e de sărbătoare, ne simțim că este anul nou. Asta că nu avem moment, dar este tot e frumos. Pentru copii, îndeosebit pentru copii, e foarte frumos. De unde veniți? Din raionul Florești. Foarte, foarte frumos. Foarte, sunt încântată, am venit prima oară, dar sunt foarte încântată, foarte frumos. Fără cuvinte m-a lăsat, nu știu. De unde veniți? De la Căușeni. Dacă vă doriți cel mai frumos Revelion, atunci vă dăm întâlnire la Orheiland. Pentru noaptea dintre ani, organizatorii au pregătit un mega concert cu participarea legendarelor 3 Sud-Est, irepetabila Verca Serduciuca și artiștii estradei naționale. Concertul începe la 22:00 la Orheiland, unde găsiți doar tot ce este mai bun. Noaptea de Revelion va fi una ferică și în comuna Jora de Mijloc, începând cu ora 22, localnicii, dar și oaspeții comunei vor sărbători alături de Donița German, Jan Raiburg, Sunstrock Project și legendara formație Zdob și Zdup. Sărbătoarea va culmina cu un spectaculos show de focuri de artificii. Pentru comoditatea celor din satele vecine care vor veni să sărbătorească Revelionul la Jora de Mijloc, primăria comunei a asigurat transport gratuit. Doamnelor, domnilor, aici știrile orei 20 la Orhei TV au sfârșit. Urmează însă prognoza meteo pentru ziua de mâine, 1 ianuarie, prima zi a anului 2019. Sunt Irina Staver, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă urez o seară magică de Revelion cu multe surprize și clipe memorabile. La mulți ani, oriunde v-ați afla. La revedere!